iluminatii, stăpânii din umbră. Ceea ce în de obște numim realitate istorică este un fenomen care se desfășoară pe două planuri. Primul plan este cel vizibil, la îndemâna oricărui om care iese pe stradă sau accesează televiziunile și internetul. Nu este decât vârful icebergului. Cel de-al doilea plan este cel nevăzut pentru cei mulți. În această dimensiune ascunsă se pune la cale însăși viitorul omenirii. Autorii, un grup ocult care veghează destinele omenirii de mii de ani. Cei care au auzit de ei le spun iluminati. Închipuiți-vă, fie chiar pentru o clipă, că tot ceea ce știți despre realitatea înconjurătoare este un mare fals. Că mare parte din ceea ce servește mass media sunt minciuni și manipulări grosolane. Că tot ce se spune liber nu este decât rezultatul unui fals care izvorăște dintr-un lung șir de minciuni oficiale. Poate nu este adevărat. Poate că totul nu este decât o simplă concepție conspiraționist-alarmist-apocaliptică la mare modă în aceste vremuri. Dar dacă este adevărat, în acest caz, vei descoperi încetul cu încetul că puterea acestei lumi nu este aceea pentru care se bat în prezent Statele Unite, Rusia, Japonia, Uniunea Europeană, Israelul, Iranul și așa mai departe. Toate aceste puteri economice și militare nu sunt decât niște piese de joc mânuite din umbră de adevărații stăpâni ai planetei. De acolo, din anonimatul întunericului, ei leagă și dezleagă mersul lucrurilor. De la cel mai înalt nivel imaginabil al puterii, acest for necunoscut celor mulți guvernează aproape nestingherit. Ei fac legi și revoluții, ei instaurează guverne, ei hotărâși ce țări dispar pentru ca altele să le ia locul. Ei fabrică noi ideologii și chiar religii. Se spune că ei au creat o rânduire capitalistă și tot ei au creat-o și pe cea comunistă. Au eliminat comunismul din istorie ca pe o măsea stricată atunci când au considerat că nu mai corespunde cu planurile lor. Ei făuresc tratatele militare și economice internaționale, ei schimbă regimuri politice și președinți de state ca pe niște simple piese uzate ale unei mașini. Pentru ei, lojile masonice de orice rit, NATO, grupul Bilderberg, ONU, Comisia Trilaterală, defuncta URSS și alte organizații pe care le-am văzut sau le vedem încă defilând pompoase la televizor, nu sunt altceva decât terenul de lucru al stăpânilor din umbră. Despre identitățile și naționalitățile iluminaților nu se cunosc decât foarte puține lucruri, după cum este ușor de bănuit. În schimb, planurile lor devin vizibile pe măsură ce vălul de pe ochii celui care vrea să afle adevărul este ridicat în egală măsură de setea cunoașterii și de dorința de a fi cu adevărat liber. Puterea lor este cu adevărat mare și temută de oricine ajunge să afle câte ceva despre ei. De-a lungul mileniilor au desăvârșit arta conspirației până aproape de piscul perfecțiunii. Proba de neștirbit a timpului le-a șlefuit politica în patru mari direcții simple și greu de contracarat. 1. Creează conflicte și războaie în care cele două părți provocate luptă una împotriva celelalte și nu contra adevăratului instigator. 2. Ei nu apar niciodată în văzul tuturor. 3. Finanțează toate părțile implicate în conflict. Și 4. Trec întotdeauna drept instanță împăciuitoare care pune capăt conflictelor. Totuși, succesul lor mondial nu se bazează pe politica lor inteligent-diabolică, cât pe inerția și superficialitatea marilor mase de oameni din întreaga lume, care închid tot ce le se servește drept viață zilnică și realitate palpabilă. Mase de oameni care se lasă docil conduse precum o turmă de oi de peste 6 miliarde de capete. Li se spune iluminati. Dar nu vă gândiți că vreunul din ei a atins iluminarea spirituală. Nici pe departe. Termenul le-a fost atribuit mai degrabă din frică și obediență. Nu apar niciodată în mass media mondială din simplu motiv că ei o dețin și o controlează. Dacă vine vorba despre ei, acesta se face într-un context pozitiv sau cel mult neutru. Averile lor sunt incredibile. Întregul sistem bancar mondial este la picioarele lor. Milionare din topurile Forbes nu sunt decât niște simpli băieți de minci pe lângă cei care dețin adevărata putere consolidată prin sume de ordinul miilor de miliarde de dolari, că nici nu știm câte zorouri mai au. Diavolul din deșert și începutul conspirațiilor. Istoria oficială amintește gruparea Illuminati drept o organizație ocultă care a luat naștere undeva în anul 1776. Adevărul este vechi de mii
de ani, cu mult înainte de apariția masoneriilor sau a oricărei organizații oculte, undeva printre nisipurile Orientului apropiat se punea la cale o conspirație al cărei scop final era dominarea întregii lumi. Într-un ungher de la marginea civilizațiilor Sumerului și Mesopotamiei lua naștere așa numită frăție a șarpelui. Înainte de apariția religiilor monoteiste, cei grupați în frăția șarpelui oficiau un cult în care îl venerau pe cel rău, cunoscut atunci cu numele de Pazuzu, cel mai vechi demon trimis pe această planetă. Liderii acestui cult de origine sumeriană își spuneau ei înșiși iluminati, deoarece în cadrul ritualurilor primeau lumina cunoașterii direct de la stăpânul lor din întuneric. Au străbătut astfel veacurile fără să fie detectați de nimeni. Au privit din umbră nașterea și decăderea Greciei antice, a Imperiului Roman, răspândirea creștinismului și islamului, consolidarea primelor state ale Europei medievale, descoperirea Americilor, apariția prafului de pușcă și al Renașterii. Au decis să acționeze abia în seara zilei de 1 mai 1776, când germanul Adam Weishaupt a primit ordinul de a fonda în orășelul bavarez Ingolstadt ordinul secret al iluminaților bavarezi. Adam Weishaupt a fost crescut într-o mănăstire iezuită, iar la maturitate a devenit profesor de drept canonic în cadrul Universității din Ingolstadt. În anul 1770 a fost contactat de către creditorii săi, care aparțineau casei Rothschild, pentru a fonda organizația Iluminaților. De fapt, creditorii transmiteau un ordin primit de la adevărații iluminati din deșerturile Mesopotamiei, care deciseseră să acționeze. Mai multe amănunte despre acel moment nu se cunosc până în prezent la nivelul marelui public. Organizația a recrutat pentru început o serie de militanți liberi cugetători, seculariști și republicani recrutați din Marea Lojă Masonică a Germaniei. Alarmați de activitatea lor subversivă, care vizau în primul rând eliminarea monarhiei de pe continentul european, autoritățile bavareze au crezut că au distrus ordinul în 1785, dar se înșeleau amarnic. Nu reușiseră decât să aresteze câțiva membri neimportanți. Iluminatii bavarezi erau organizați precum cercurile din interiorul altor cercuri, într-o structură similară cumva cu a foilor de ceapă. Dacă inițiații se dovedeau demni și discreți în păstrarea secretelor transmise, puteau avansa într-un cerc mai mic, unde cunoșteau secrete mai importante. Astfel, vârfurile au fost neafectate de lovitura primită din partea autorităților bavareze, fiind libere să se refugieze în Elveția. Istoria neconvențională și neoficială le atribuie crearea celor mai importante revoluții care au schimbat irevocabil fața lumii. Revoluțiile americană, franceză și bolșevică nu au fost deloc niște mișcări social-politice, cât au fost niște planuri precise, organizate până în cel mai mic detaliu. Totuși, a existat o mică scăpare. În anul 1875, un curier al iluminaților bavarezi străbătea călare distanța între Frankfurt și Paris. Providența a făcut ca acesta să fie trăsnit în timpul unei furtuni. Asupra sa a fost descoperit un document care este cunoscut în cercurile oculte sub numele de Noul Testament al Satanei. Primul punct al documentului conținea o serie de directive uimitor de actuale. Citez: primul secret necesar conducerii oamenilor este strict legat de supremația asupra opiniei publice. Astfel se poate provoca atâta vrajbă, îndoială și păreri contradictorii, încât oamenii de rând nu se pot orienta în această harababură și sunt convinși că este mai bine să nu aibă vreo opinie personală cu privire la politică. Trebuie aprinse și ațățate pasiunile poporului. În acest scop, trebuie creată o literatură murdară, facilă, lipsită de spirit și dezgustătoare. Mai departe, ține de datoria presei să demonstreze neputința non-iluminatilor în toate domeniile activităților umane. Am încheiat citatul. Nobilimea neagră are mafia la degetul mic. Autorii și cercetătorii în domeniul periculos al societăților ecrete și al conspirațiilor globale, precum David Icke, Ryan Burke, Jury Lina, Morgan Greiker, Ralph Epperson, John Van Halsing, Fritz Springmeier, Serge Monast sau Vermont Taufer, sunt de părere că iluminatii dirigează întreaga activitate mondială prin intermediul așa numitei nobilimi sau aristocrații negre. Însă și societățile secrete de rang secund, precum Cavalerii Templieri, Iezuiții, Maltezi, Francmasoneria, Partidul Nazist și cel Comunist, organizațiile Tull și Ordo Templis Orientalis, grupul Bilderberg, Comisia Trilaterală și așa mai departe, ar fi conduse de membrii nobilimii negre. Chiar și în istoria oficială este bine cunoscută perioada de tristă amintire din istoria Veneției și Genovei, perioada în care nobilimea neagră și-a făcut apariția public pentru prima oară în secolul al XII-lea.
preluând astfel monopolul afacerilor. Oamenii au numit nobilimea neagră datorită cruzimii, lăcomiei și lipsei totale a oricărui atribut moral sau creștinesc. Printr-un șir nemăsurat de crime, violuri, răpiri, șantaje, terorism, jafuri și chiar magie neagră, au anihilat orice formă de opoziție pentru a-și atinge scopurile. Cu trecerea timpului au devenit incredibil de bogați, puternici și influenți. Descendenții acestora ar deține și în prezent monopolul asupra comerțului mondial și sunt adevărații stăpâni ai mafiei italiene, spre exemplu. Autorul Fritz Springmeier, în lucrarea Bloodlines of Illuminati, enumera cele 13 familii care alcătuiesc forul conducător al nobilimii negre: Astor, Bundy, Collins, DuPont, Freeman, Kennedy, Lee din China, Onassis, Rockefeller, Rothschild, Russell, Van Dyne și casa merovingiană. Cercetătorul John Coleman, care a studiat istoricul nobilimii negre, afirma că rădăcinile lor pot fi urmărite dincolo de oligarhii medievali ai Veneției. Aceștia ar fi avut origine asiatică și s-ar fi căsătorit cu membrii casei regale europene încă de acum peste 800 de ani. Evenimentele s-ar fi întâmplat în urma unei mari victorii a unor triburi nomade de origine asiatică din zona Volcăi asupra invadatorilor arabi musulmani. Imediat după bătălie, viitorul împărat bizantin Constantin al V-lea s-a căsătorit cu o prințesă din acele triburi. Fiul lor a fost faimosul împărat Leo al IV-lea. Membrii familiei de medici, precum și Papa Pius al XII-lea, au făcut parte la rândul lor din aristocrația neagră. Cultul lor este de sorginte satanistă, evidențiat prin practici avansate de magie neagră. La o privire mai atentă, reiese că aceste metode de magie neagră sunt la originea tuturor tehnicilor de influențare și manipulare a maselor de oameni. Aceasta, în ciuda faptului că imensa mașinărie de propagandă oficială se ascunde sub motive așa zis științifice în care declară că diavolul nu există, iar religiile nu sunt altceva decât o formă de misticism sub care se ascund oamenii săraci cu duhul. Cel mai vechi truc al diavolului este acela de a spune că el nu există. Aceeași mașinație de propagandă cu orientare științific atee a avut grijă să îndoctrineze societățile vestice încă din anii 50-60 cu ideea că nu există forțe supranaturale și fenomene paranormale, iar magia nu ar fi altceva decât un derizoriu fenomen de circ și variete. Dar ce vor de fapt iluminati? Majoritatea covârșitoare a cercetătorilor și autorilor din domeniul istoriei neoficiale și teoriilor conspiraționiste cad de acord în privința faptului că iluminati lucrează pentru îndeplinirea unei adevărate succesiuni de noi ordini mondiale. Noua ordine mondială este formată de fapt din mai multe etape de orânduiri sociale care își succes una altora până în momentul în care absolut toți oamenii vor fi controlați, însemnați și folosiți după bunul plac al celor care conduc lumea. Ultima formă a noii ordini mondiale ar fi aceea în care iluminatii vor restrânge numărul oamenilor de pe planetă de la câteva miliarde la câteva milioane. În acest scop vor crea războaie, crize alimentare, noi boli și viruși fără leac. Toți cei care au studiat motivele și principiile stăpânilor lumii vizibile cred că aceasta este direcția în care vor evolua lucrurile în viitorul apropiat și, după cum vedem, ele evoluează deja într-un ritm foarte alert. Cât de mult adevăr există în aceste presupuneri apocaliptice nu poate certifica absolut nimeni cu siguranță. Tot ce se poate spune este că situația mondială se va precipita dramatic în următorii ani foarte apropiați nouă. Inițiații pe tărâmurile spiritului afirmă la rândurile lor că iluminatii sunt doar o uriașă piatră de încercare peste care omenirea este nevoită să treacă în decursul evoluției sale de la o specie agresiv, egotic, materialistă, spre o clasă superioară a desăvârșirii spirituale. Tot ei afirmă că iluminatii sunt, de fapt, fructul păcatelor noastre, deoarece dacă ar avea acces la bogăție și putere absolută, peste 90% din oamenii din prezent ar acționa la fel ca actualii iluminatii. Nu este vorba în ultima instanță decât de o trăire inferioară, izvorâtă din frică și mândrie, care îi face pe oamenii de la toate nivelurile societății să-și controleze, abuzeze, folosească și mintă semenii aflați într-o stare de vulnerabilitate și inferioritate. Trăire care, din păcate, a devenit o trăsătură de caracter definitorie pentru specia umană din prezent. Ca o concluzie ce reiese din toate teoriile emise de cei care și-au dedicat viața studierii celor care ne conduc planeta este următoarea. Iluminatii nu ar fi reușit totuși să ajungă atât de puternici dacă oamenii nu s-ar fi lăsat folosiți și nu le-ar fi permis să le controleze destinele. Conspirație sau nu, realitate sau nu, iluminati există sau nu, știm cu siguranță că există masoneria și alte astfel de organizații secrete. Până la următoarea conspirație, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Pa!